Nu ne putem aștepta, de fapt, la schimbări majore în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, atâta timp cât politicienii utilizează discursuri xenofobe, inclusiv în campanie electorală. Și iarăși, mai, mai grav este că societatea noastră votează așa politicieni. Domnul Dodon, de nenumărate ore, a declarat că este președintele tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Și eu aș vrea să vedem, să nu auzim doar vorbi goale, dar și niște acțiuni mai concrete. Uite, Bonăoara, în mai anul ăsta, comunitatea LGBT va organiza ea un marș. Colegii noștri din Gender Doca. Și eu îl invit pe domnul Dodon să participe la acest marș și să demonstreze că el este președintele tuturor și să susțină prin prezența dumnealui cea mai, una dintre cele mai discriminate comunități din Republica Moldova. Și, de fapt, apelul ăsta se referă la adresez nu doar domnului președinte, ci și tuturor politicienilor. Atunci când politicienii, fără frică, vor susține drepturile omului, dar chiar a tuturor comunităților și a tuturor părților discriminate, atunci nu vom putea spune că avem un progres real în apărarea drepturilor omului.